Nu greșim dacă spunem că acesta candidează la titlul de cel mai important eveniment sportiv din istoria comunei. Prezent Luciana la emisiunea Săptămâna Sportivă, președintele secției de box de la Olimpia Căuaj, Florin Murcuțan, a vorbit și despre faptul că la satumare se dorește înființarea unui centru olimpic de box, după promisiunile președintelui Federației Române de Box, Leonard Doroftei. Organizator principal al evenimentului din weekend este Asi Olimpia Căuaj, în colaborare cu AJ Box Satumare, dar și partenerii care s-au implicat pentru că acest eveniment să iasă ca la carte și fără de care acesta nu se putea realiza. Poliția propriu-zisă se va desfășura pe durata a două zile, vineri de la ora 16, respectiv sâmbătă la ora 10.30. Ringul va fi amplasat în Căminul Cultural din Căuaș, acesta fiind oferit de Ioan Ghere, președintele CS Voința și un mare iubitor al boxului. Având în vedere aici. că este vorba despre Olimpia Căuaș ca și organizator, noi reprezentăm Comuna Căuaș. Și mi se pare normal să activitățile pe care le avem, vorbesc de competiții organizate de către club, să se desfășoare acolo. Unde va fi. De fapt, competiția este desfășurată în colaborare cu primăria și Consiliul Local Cauaș. Ne-a ajutat foarte mult domnul primar de la Tășnat, pe care îl salut și mulțumesc mult. Dânsul a discutat cu domnul Cigan. Așa, îi mulțumesc mult și îi invit pe toți pe această cale să fie alături de noi, nu numai din punct de vedere al ajutorului, noi dar vin, și prezența gală da. să vadă ceva frumos. De la președintele secției de box de la Olimpia Căuaș am aflat că președintele Federației Române de Box, fostul mare campion Leonardo Roftei, s-ar putea să fie invitatul de marca al cupei Prezența sa nu este însă 100%, dar va face tot posibilul să ajungă la Căuaș. Vă reamintim că Doroftei a fost prezent la Satu Mare la începutul lunii octombrie, când a participat la inaugurarea noii săli Voința, iar acesta s-a simțit foarte bine pe meleaguri sădmărene, promițând că va mai veni la Satu Mare ori de câte ori va avea ocazia.